În debutul ediției de astăzi venim cu o precizare. În contextul în care informația falsă cu privire la ordinele de chemare a cetățenilor la centrele militare teritoriale continuă să distorsioneze realitatea în mediul online. În acest sens, Ministerul Apărării precizează că ordinele de chemare sunt expediate cetățenilor Republicii Moldova în conformitate cu hotărârea de guvern, dar și în scopul actualizării bazei de date, acțiuni desfășurate în mod regulat, conform procedurilor de bază. Reamintim că expedierea ordinelor de chemare nu are nicio legătură cu situația de securitate din regiune și se desfășoară conform planului. Rugăm cetățenii să se informeze din surse veridice, în contextul în care, în ultimul timp, pe marginea acestui subiect, s-au intensificat tentativele de manipulare informațională. Și nu uitați că un om informat este greu de manipulat.